Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați revenit la o nouă ediție a emisiunii Întrebare. Vă salutăm și vă mulțumim că și în seara aceasta ați ales să vă petreceți următoarele minute împreună cu noi. Și în această seară, așa cum deja v-am obișnuit, venim înaintea dumneavoastră cu o temă, a spune eu, de mare interes, de actualitate. O temă care de obicei naște multe discuții, controverse, supărări între... între creștini și anume vom vorbi despre închinare invitatul din seara aceasta este un prieten al emisiunii noastre, un prieten și un colaborator al Producers Media așa că îi spunem un bun revenit lui Beni Roșca Beni, bine ai revenit Bine te-am regăsit Cătălin, mulțumesc de invitație La vă domnul este a doua oară când Beni este la noi în studio și uh, cu ajutorul lui Dumnezeu uh, uh, ne-am apropiat în ultima vreme și iată că Uh, Benny este un ujitor al Domnului Beni se ocupă de închinare este un om care este implicat în, mesiu, în misiune, de asemenea are o experiență uh, în media și în special în, uh, în radio, online uh, a lucrat și lucrează uh, uh, destul de mult împreună cu radio Aris spre cer. așa că uh, este un om care uh, cunoaște ceea ce înseamnă închinare atât din perspectiva slujirii în biserică, cât și din ceea ce radio difuzează sau media creștină din România difuzează și ești persoana potrivită și din punct de vedere al vârstei, pentru că în seara aceasta vreau să abordăm puțin închinarea prin muzică, deci când vorbim despre închinare, stimați prieteni, vom vorbi despre închinarea prin muzică și ne vom uita împreună la, să spunem, două mari tendințe. Una mai clasică, mai tradiționalistă, ceea cu care dacă vă aduceți aminte ne-am născut, am crescut în biserică și ceea ce dumneavoastră vedeți acum prezent în, în bisericile noastre poate uneori chiar șocant sau spun eu ceva care ne, ne atrage atenție este tipul acesta de închinare contemporană, de închinare prin muzică contemporană bineînțeles cu siguranță ați observat fie pe Facebook, fie pe YouTube sau chiar în biserică în care dumneavoastră mergeți un nou stil. Uh, și aici ne referim și la uh, modul de așezare al uh, celor care lușesc în biserică, și la partea de lumină, dacă vorbim de lumini, de culori, vorbim de uh, modul de închinare, uh, lucruri pe care pentru mulți dintre noi uh, sunt noi sau dacă nu sunt noi, cel puțin ne am întâlnit cu ele pe alte meridiane, în special în Occident și în Statele Unite. În seara aceasta, împreună cu Beni, vom încerca să înțelegem cele două sisteme. Nu să vă spunem că unul este 100% bun și celălalt este 100% greșit, dar întotdeauna vom încerca să vedem cum ne putem poziționa și ce spune Scriptura, în primul rând, față de închinarea din muzică și care este, să spunem, metoda cea mai eficientă sau cea mai duhovnicească astfel încât noi, în calitate de creștini, să ne putem adresa lui Dumnezeu. Beni este mult mai tânăr decât mine și poate privește lucruri altfel, de aceea cred că în seara aceasta vom avea o discuție foarte bună. Așa, Beni, în primul rând te întreb cum ți se pare ție subiectul? Mi se pare de actualitate. Un subiect și frumos, dar pe de-o parte și problematic. Uh, și de asta. Mă bucur că putem discuta în seara aceasta despre Nu vom supăra pe nimeni, vom uh -huh. discuta despre concepte, nu despre, nu vom da nume exact. și nu vom da exemple nici pozitive, nici negative, vom vorbi despre lucruri care ne atrag atenția. Uh, dacă discutăm despre închinare prin muzică și haideți să o luăm așa de la începuturi, Uh -huh. încă din istoria bisericii, încă de la începuturi uh, și chiar din înainte de apariția creștinismului, de în poporul evreu se cânta. Era o tradiție aceea de a cânta lui Dumnezeu, Psalmi, nu mai zic nimic altceva decât Psalmi, care de fapt era cartea de cântări a poporului Israel. O cânt, uh, că, carte pe care și noi astăzi o folosim uh, o folosim ca model de cântare, ca model de rugăciune, sunt uh, învățături extraordinare și uh, și de încurajare, și de plângere, și de alinare, și de uh, strigă către Dumnezeu. Sunt atât de multe. Practic, Dumnezeu a lăsat darul acesta al, al cântării omului astfel încât prin el să se exprime ceea ce are în inima. Bineînțeles, dacă vorbim de cântarea de laudă, la fel, cântarea a fost în care uh, uh, să spunem, în mijlocul acelor prin care inima omului la fel s-a închinat și a mulțumit lui Dumnezeu. L-a lăudat, i-a adus uh, slavă pentru ceea ce Dumnezeu a făcut. Omul și cel puțin noi acum hai să nu uităm și de specificul nostru uh, românesc, da? Carpatul Danuviano Ponting, în care cântarea de jale, cântarea de dor, cântarea de, de bucurie, de... Deci a... ne-a însosit în tot timpul și ne însosește. Practic, omul prin cântec, prin muzică, și-a exprimat și... ceea ce are în inimă. Când vorbim despre biserică, Beni, cum vezi tu poziționarea aceasta a, a muzicii în biserică? Înainte să răspund la întrebare, aș vrea să citesc din Colosen 3 cu 16, prima parte a versetului. Că cumva de aici putem porni discuția și să -ți răspund și la întrebare. Spune Cuvântul lui Hristos să locuiască din Berșugă în voi în toată înțelepciunea. Și după aia urmează, asta e prima parte a, a versetului Nicoloseni, Cuvântul lui Hristos să locuiască din Berșug. Uh, cum văd lucrurile că se întâmplă în Biserica Contemporană sau uh, în uh, actualitate, este că, din păcate, am pierdut, uh, am pierdut lucrul acesta de Cuvântul lui Hristos să locuiască. Și l-am înlocuit cu tot felul de, de lucruri și practici preluate de la alții, sau care ni s-au părut nouă că uh, pot să aducă oamenii la, la Hristos. Și uh, dacă citim Cuvântul lui Dumnezeu și înțelegem ceea ce dorește Dumnezeu să ne spună, uh, doar Cuvântul lui Hristos, doar Evanghelia poate să schimbe inimile oamenilor. Orice practică pe care dorim noi să o implementăm, cumva să fim uh, uh, în trend. Uh, poate ne înșelăm. Deci, practic, tu spui, de fapt, citezi din versetul acesta, că indiferent de ce muzică și omul cât, cât de bine ar încerca să facă lucrul acesta, de fapt, esența nu este cântarea, ci este schimbarea inimii prin Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu care se poate manifesta și prin cântare. Deci, practic, foarte frumos spus, indiferent ce facem, nu trebuie să plecăm de la sursa inițială care este Cuvântul lui Dumnezeu și care transformă inimile. Așa oameni. este. Iar cântarea este doar o formă, să spunem, pe note sau pe, pe, într-o formă plăcută a auzului în care, practic, Cuvântul Lui Dumnezeu se manifestă și, dacă ne aducem aminte, și acum chiar îmi aduc aminte de câteva cântări, imnuri, în care erau Evanghelia pe note, într-un fel. Se, Sfânt, Sfânt sau știu eu, o Doamne mare. Pur și simplu teologie cântată pe note. Da, pentru că și muzica sau cântarea cumva trebuie să fie o predică. Și uh, îmi place să-i spun uh, o predică cântată. Uh, ceva ce te pregătește înaintea predicii propriu-zise din cuvântul al pastorilor sau cei care predică din cuvântul lui Dumnezeu. Uh, dacă lipsește cuvântul lui Dumnezeu din cântare, uh, pierdem, pierdem foarte mult pe, pe partea aceasta și de multe ori ne mirăm de ce nu are impact cuvântul lui Dumnezeu prin predică. De, asta. de multe ori lucrurile acestea se leagă ca un lanț. Ca o verigă, așa, una față de cealaltă, una de alta. Și trebuie să fim atenți și pe partea aceasta de, de închinare, prin muzică, ce aducem auditorului, dar în primul rând ceea ce dorim și noi, cei care poate suntem la închinare, să transmitem că avem în inima noastră. Mi-aduc aminte de câteva persoane care au fost, să spunem, atrase de Cuvântul lui Dumnezeu prin muzică, prin cântare sau în totul Dumnezeu. Pentru că le-a plăcut cântarea, Dumnezeu le-a vorbit prin cântare. Și acum, când vorbim de cântare, fie atent, pentru că tot ai adus aminte de cuvântul Domnului și de predica cântată, pe de-o parte avem o problemă și o provocare imensă. Provocarea inițială, a spune, odată culturalizarea aceasta, practic, adaptarea mesajului la cultura în care trăim, la țara, la specificul țării. De exemplu, cei care se cântă. Se închină în, în Africa, poate nu vor înțelege exact ceea ce facem noi sau ce vor face cei din Statele Unite. Și atunci, Dumnezeu a făcut lucrul acesta astfel încât a adaptat și a lăsat pe oameni să se adapteze închinarea la contextul lor. Pe de o parte, dar când vorbim doar de muzică, deci vorbim de două lucruri distincte: de melodie da? și apoi de text. Exact. Provocarea pe care avem cu. Cu textul de care spuneai, dacă ar fi să facem o diferență între ceea ce se cânta acum an de zile și ceea ce se cântă acum, observăm o mare, mare diferență. Da, Pentru că se pune mai mult accentul pe uh, linia melodică și nu se mai pune accent pe text. Ceea ce, uh, din punctul meu de vedere, nu este în regulă. Adică uh, știm cum era înainte. Uh, pur și simplu, cum ai spus și tu, era Evanghelia cântată pe note. Și în ultimul timp s-a pierdut esența în multe biserici din România, că ne referim da, la spațiul nostru de aici, tocmai prin simplu fapt pentru că ne-am distanțat de Scriptură. Spunem că iubim Scriptura, Biblia, dar tocmai că Biblia ne învață cum să avem și partea aceasta de închinare, cum să și cântăm. De asta spun, Colosien 3 cu 16 pentru mine este un verset de la care încep și mereu meditez la el. Cuvântul lui Hristos să-l cuiască din belșug în noi. Nu doar când se predică, ci doar și când se cântă și când ne rugăm. Central trebuie să fie Domnul nostru Isus Hristos. Și în textele noastre și în convorbirile noastre, Domnul Isus. Linia melodică, într-adevăr, contează și ea. Contează. Dar atâta timp cât ai o linie melodică fără esență, E degeaba. Da. Vreau să te mai întreb o, o chestie, Benny Pe lângă linia melodică, pe care de obicei e plăcută, atrage atenția noastră și poate și reține mai ușor, când vorbim, de, când vorbim de text, când vorbim de, de mesaj, observăm un lucru care ne izbește acum, în ultima vreme. De obicei, la începuturi, și, și inclusiv cântele care vin din tradiția evrească. Știți că avem în, 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 în cântările noastre, în, în cărțile noastre cântări, inclusiv cântare, cântări cu uh, inspirație din uh, folclorul evreiesc, să spunem, da? Uh -huh. Din cântările evreiești. Inclusiv din folclorul românesc avem foarte multe. Dar vreau să spun că, muzică clasică, nu mai vorbim. Diferența este că textele de atunci erau texte. Concentrate pe Dumnezeu, pe ce a făcut Dumnezeu, pe jertfa Domnului Hristos, pe uh, mântuire, pe. Da? textele care sunt acum sunt foarte axate pe mine, pe om, pe uh, starea mea de bine, pe uh, apropierea mea de. Uh, deci, aș spune că foarte mult generează o stare de asta de bine, sau cum să spun, o senzație, o. Uh, un sentiment. Nu se mai pune accent foarte mult pe, pe înțelegerea cuvântului, ci mai mult pe a genera o stare de. de energie pozitivă. Pozitive. Păi Trebuie să înțelegem ce nu este închinarea. Deci, închinarea Hai. prin muzică nu înseamnă sentimente, nu înseamnă emoții, nu înseamnă lucrurile acestea care, de care aminteai să-ți dea o energie pozitivă. Nu sunt, nu știu, Închinarea nu este un spectacol. De multe ori mă uit în multe biserici din România cu părere de rău că este un spectacol. Și uh, ne uităm la imaginea aceasta. Uh, imaginea aceasta, din punct de vedere uh, al. Hai să disecăm da, puțin da. subiectul ăsta, pentru că e, e o chestie care pe mine mă doare foarte mult. Da. În general. Hai să punem întrebarea, aia. stimați prieteni, o luăm cu ABC-ul, pentru că avem o mare problemă cu închinarea în zilele astea și trebuie să o tratăm așa. Pentru cei care deja sunteți de o anumită vârstă și ați văzut și lucruri mai bune în istoria bisericii din România, slavă Domnului că suntem încă împreună, dar trebuie să ne aducem aminte de un lucru. Și hai să punem întrebarea de bază. Ne oferim la închinarea în biserică, în adunare, atunci când ne întâlnim împreună. Cine este chemat să cânte în biserică? Cine trebuie să cânte? Uh, de cântat trebuie să cântăm toți. Atât. Întrebarea este următoarea. Suntem chemați. Unii cu ureche muzicală, alții cu performanțe muzicale, alții sunt profesioniști, alții amatori. În general, mi-aduc aminte când am pășit în biserică, am fost surprins că toată lumea cânta. Și pe vremea respectivă nu existau proiectoare, existau cărți de cântări, erau Alte metode în care, caiete de cântări, chiar hmm. le mai avem unele dintre noi, în care oamenii le cântau și chiar le rețineau uh, uh, pe de rost, se cânta și se cânta congregațional, toată lumea cânta. Bun, deci toți suntem chemați cu darul pe care ne l-a dat Dumnezeu. Ce se întâmplă astăzi? Veni. Cum vezi lucrurile? Ce se întâmplă astăzi? Ce se întâmplă astăzi este că uh, poate prea puțin ne mai pasă de cei care sunt în sală. Cântarea comună nu mai e cântare comună. Cânta, da, deci cântarea congregațională nu prea mai există, din păcate, în multe biserici. Acum se spune, mai cei care sunt în față îndeamnă publicul, că de asta spun, nu ne mai numim nici frați și surori, ne numim public, și să cânte. Problema asta cu public și staff Dragilor, am iar o altă problemă. Știți cum e? Am zis că nu supărăm în seara asta, până, dar trebuie să le spunem. Avem timpul acesta și dacă sunt mai prieteni, dacă cumva nu terminăm discuția noastră într-o singură ediție, să știți că vom continua cu a doua emisiune pe tema aceasta, pentru că e o, o emisiune foarte, foarte importantă și trebuie să o discutăm pe îndelete. Pe de o parte, ce s-a întâmplat și te lasă să continui, este că biserica parcă s-a tăiat în două, s-a rupt în două. Există sala și scena. Partea din față s-a schimbat în scenă și restul lumii, spectacol, auditoriu, cum ai spus tu. Public și staff. Sau cei profesioniști, sau cei puțin care. Cei din față ar trebui să cânte ca să îi îndemne, să îi încurajeze, dar de fapt doar ei cântă și sala tace. da. Uh suntem în perioada sau în zona în care deja... Ok, pentru Dumnezeu trebuie să cântăm bine și profesionist, dar trebuie să ținem cont și de sală. Și de multe ori și la închinare când suntem în biserică, de exemplu la noi, încercăm să motivăm biserica să se închine împreună cu cei care sunt în față. Acum mai e și partea cealaltă care sunt uh, discuții, nu neapărat la noi în biserică, Dar așa, lucruri care vin că nu trebuie să fie nimeni în față uh, Din punctul meu de vedere Se poate să fie și o, o, o grupă de închinare acolo Se poate cânta și congregațional Fără să fie cineva acolo în față Dar în zilele noastre uh, E bine să și conducă cineva În așa fel încât să nu ia sala fiecare Cum, cum știe sau cum vrea Acum, cei care sunt în față Trebuie cumva să uh, atragem atenția asupra Domnului nostru Isus Hristos, asupra lui Hristos și nu asupra noastră. În ce sens putem atrage atenția asupra noastră? În momentul în care cântăm prea profesionist pentru sala în care noi ne aflăm, adică trebuie să înțelegem puțin uh, cui ne adresăm. În primul rând, ne adresăm Domnului Isus și fraților și surorilor noastre care. Poate de multe ori, și am văzut lucrul acesta, nu pot să țină ritmul cu cei care sunt în față, pentru că sunt profesioniști în ceea ce fac și atunci tac. Și dacă cei din față nu sunt cei care sunt primii care să motiveze la, la, a cânta, e o problemă. Îmi dau seama că în ziua de astăzi, da, există trupe. Mie nu prea îmi place lucrul acesta sau cuvântul acesta, trupă, mai ales în biserică. Trupă de închinare. Trupă de închinare. Și nu că nu am ceva cu, cu trupele sau cu formațiile. Uh, ok, fiecare are rolul lui, dar în biserică, de asta spun. Am nu că cumva... ai ascultat și tu muzica la rândul tău. Exact, și mai ales că sunt și tânăr, uh, nu am nimic și nu vreau să se înțeleagă greșit că am ceva cu trupele sau formațiile. Dar într-o biserică suntem împreună un trup și suntem trupul Domnului Isus. Și cei care sunt în față uh, trebuie să încurajeze biserica și să fie cumva la nivelul auditoriului în așa fel încât să cânte toți. Deci asta e un, apropo de înțelepciunea care eu cit, pe care a citat uh, versetul despre înțelepciune, spune, te să găsească o, o, un nivel mediu astfel încât toată lumea să poată închina. Ei, dacă sunt atât de buni, ar să găsească un medium sau un repertor lui, o listă de cântări. Dumnezeu, o slavă Domnului, avem cântări, uh, nu putem într-o viață întreagă să cântăm ceea ce avem. Uh, să găsească cântări astfel încât să fie Cantabile, da? Să se poată cânta de către sală, și apoi, bineînțeles, și text cu text, cu mesaj. Exact. Fără foarte multă instrumentație. apropo, și de. Uh, uh, uneori trebuie lăsată, noi nu suntem cei care nu apreciem instrumentele și slavă Domnului că întotdeauna la noi s-a cântat cu instrumente, s-a cântat cu. Uh, cu ce a fost? Cu mandoline, cu acordeon, cu, în funcție de localitate, de biserică, de oamenii care aveau acolo. Ori nu mai vorbim. Dar în momentul în care excesiv se folosesc instrumente cu volumul, dar mare, care practic uneori acoperă sala sau oamenii nu mai sunt îndemnați, nu mai sunt încurajați. Și asta vă spun, mi se întâmplă și mie. Pur uh, și simplu, și dintr-un închinător, mă transform în spectator. spectator. Uh, există, într-adevăr, două extreme și, din păcate, e iarăși spun, preponderent în, în, în Biserica Românească, unu, cei care cântă cu instrumentele și, cum ai spus, foarte excesiv, nu că Dumnezeu nu ar îngădui instrumentele, ba. că de astea le-a îngăduit și a, suntem capabili să cântăm la ele, dar trebuie găsit un echilibru. Și echilibrul ăsta, eu răspund, răspund îl, îl putem găsi în Scriptură. Dumnezeu este un Dumnezeu nu numai al orânduierii, este și un Dumnezeu al echilibrului. Și uh, întâlnești partea 1 partea care e excesiv în a face lucruri cu instrumentele, și mu, uh, textul nu-l mai auzi deloc în unele biserici, sau dacă-l auzi, este unul repetitiv. Uh, partea cealaltă este cei care nu acceptă instrumentele. Sunt și persoane care spun nu fără instrumente pentru că uite ce se întâmplă. Și dacă ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu, nu ne spune. Uh, cuvântul lui Dumnezeu să nu cântăm fără instrumente. Și avem atâtea și atâtea versete care ne readuc aminte să cântăm lui Dumnezeu și să lăudăm cu instrumentele. Acum, cum putem găsi acel echilibru? Iarăși, ne întoarcem la cuvântul lui Dumnezeu și la centralitatea Domnului Isus în închinarea noastră, în programul nostru, dacă e să spun așa. În momentul în care nu mai există Domnul Iisus și existăm noi, de asta se și întâmplă ce se întâmplă. În, în multe biserici și din păcate am înlocuit, de exemplu, am înlocuit predicile centrate pe jertfa Domnului Isus și pe uh, Domnul Isus ca persoană cu uh, speaker motivaționale. Am înlocuit uh, uh, muzica centrată pe Cuvântul lui Dumnezeu, pe muzica poate plăcută uh, urechilor noastre și este o problemă. Mulți se întreau, măi, da, uite, că se adună tinerii, uite, nu pot să se întoarcă la Dumnezeu și prin, prin lucrurile acestea. Uh, nu știu dacă ai văzut, dar eu am întâlnit foarte mulți oameni uh, care s-au convertit, dar de fapt nu s-au convertit. Adică a fost doar la nivel de sentimental, atunci pe loc, dar viața de după acea convertire nu a arătat deloc ceea ce trebuia deci, să fratele, ară... Nu s-a transformat cu nimic. Nu s-a transformat cu nimic. Și atunci îți spui întrebarea ceea ce s-a întâmplat acolo a fost călăuzirea Duhului Sfânt a fost Domn Domnul Isus acolo a fost Dumnezeu acolo pentru că atunci când Dumnezeu schimbă îi păi schimbă. schimbă și nu a fost doar o stare de să spun așa de extaz emoțional pentru că într-adevăr muzica are, are darul ăsta de a te duce într-o anumită stare de a te sensibiliza inima de a te face să lăcrimezi de a te face să te bucuri de a te face să... Uh, să, na, să simt ceva în mod Și atunci, mulți oameni iau decizii și chiar zic că se predau Domnului în momente din acesta și, de fapt, a doua zi eu o iau de la capăt ca și înainte. Sau oameni, când se întâmplă cu muzica, e ceva. Dacă se întâmplă cu predica, spune că este extraordinar de, de strigător la cer. Oameni care pe loc sunt mișcați, a spune, atinși până în străfundul inimii, Uh, intră într-o stare din aceasta de emoție, de încurajare, de entuziasm, și apoi, a doua zi, parcă au căzut de pe înaltul cerului, au căzut în groapa cea mai adâncă, și a doua zi au nevoie din nou de același exercițiu. Asta deci, este un, un nivel de, hai să spunem, nu știu, mi-e frică să zic, dar uh, trebuie să-i spun pe nume, manipulare, deci inclusiv prin închinare, prin muzica aceasta, care, de fapt, rău spus, închinare, nu e un termen uh, real. De această stare de inducere a unei stări pozitive, de încurajare, de. Plec mai pe picior. Mai ales tinerii au destul de energie și atunci când sunt împreună, se încurajează. Mai este și starea aceasta care o vedem și în imaginea noastră: lumini semi difuze chiar întuneric, lumini colorate ecrane care rulează tot felul de imagini și care ți, na, te paralizează din punct de vedere a... Deci toate acestea, plus baterii, sunet puternic, mișcări, dansuri pe, 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 pe scenă, da? Sunt stări care, din păcate, din sala de concert, din cluburi, au ajuns în bisericile noastre. Nu sunt psiholog, nu sunt psiholog, dar am trecut prin, prin lucrurile acestea în bisericile pe care le-am mai vizitat și am 25 de ani, dar până la vârsta aceasta am mai vizitat biserici în care am fost și într-adevăr vorbeai de manipulare. Poate cei din față nu-și mai dau seama sau nu înțeleg, dar da, există acel sentiment de euforie, de pozitivitate, de poate chiar îți dau lacrimile, da. dar pleci acasă gol. Adică eu am trecut prin lucrul acesta. Pleci de la biserică și în loc să fii umplut de cuvântul lui Dumnezeu, pleci acasă uh, mai gol decât uh, ai venit. Și uh, mi-am pus întrebarea aceasta, mai ales uh, de când Dumnezeu a îngăduit să și să, -l, să -l slujesc și prin închinare și prin cuvânt, mi-am dat seama că dacă nu stai înaintea lui Dumnezeu, dacă nu-L pui pe El pe primul loc, poți și tu foarte ușor să faci lucrurile acestea. Poate pentru o vizibilitate mai mare Poate ca să atragi anumiți tineri de partea ta, poate pentru a fi, nu știu, în trend sau să fi văzut de unul și de altul. Ceea ce, iarăși, spun, când cauz lucrurile acestea, e ești departe, ești departe de ceea ce uh, voia Domnul să fi. și anume o lumină pentru, pentru împărăția sa. Acum îmi spuneai de aceste, aceste lumini în biserică e o problemă când luminile sunt ori nu, nu sunt, ori sunt foarte așa în cum să spun În intensitate foarte redusă redus. Dumnezeu ne spune și cuvântul lui Dumnezeu ne spune să fim lumina lumii El este lumina și ne cheamă și pe noi să fim lumina lumii să fim sare și dacă noi acoperim în biserică lucrurile acestea cum putem să fim noi o lumină? Dacă noi în biserică nu suntem o lumină cum putem să fim o lumină pentru cei din afara noastră? din afara bisericii, să spun așa. Și apropo de muzică, acum de multe ori am, am văzut lucrul acesta. Nu, când, da, într-o biserică n-ar trebui să cântăm o cântare veche. Sunt unii care spun, n-ar trebui să cântăm o cântare veche sau unim. Un Vin alții și spun, cântarea nouă sau astea contemporane nu sunt plăcute Domnului. Uh, sau doar uh, cei care sunt uh, uh, muzicieni să cânte. Că na, noi nu suntem muzicieni. Și de multe ori uh, mă uitam la nota a Eu de multe ori am văzut nota a aceeași. Uh, nu, nu, nu era schimbată acea notă, adică învechită sau nouă. Adică nota do rămâne nota do. do. Chit că este cântare veche, chit că este cântare nouă. Într-adevăr, trebuie acel echilibru pe care trebuie să-l găsești. În așa fel încât centralitatea Domnului Iisus să fie în fiecare melodie. Și uh, îmi pare rău pentru că ne-am depărtat și oamenii se depărtează de Cuvântul Lui, lui Mezeu și uh, am văzut întâlniri uh, cum să fim mai uh, puternici, cum să fim mai uh, atrăgători pentru na, trebuie să fim în trend cu societatea. Și Domnul Iisus spune în Cuvântul lui Dumnezeu în Evanghelie că El este același ieri, azi și în veci. Ok, trebuie să fim și noi, nu, nu ne ducem în extrema în care nu acceptăm nimic din punct de vedere al contemporaneității în care trăim. Dar în Biserica lui Dumnezeu îmi doresc și, și cred că și, și, nu că cred, și Dumnezeu și dorește să rămână biserică. Biserici am văzut. Uh, gen moluri, biserici, gen uh, uh, sală de concerte. Uh, da, fiecare are locul lui, o sală de concert ca să evanghizeze sau să aduce o trupă, o formație are rolul lui, dar biserica trebuie să rămână biserică. Să nu transformăm biserica în ceva ce, da, nu, nu este sau nu suntem închima să fie. Bun, hai să ne întoarcem înto la. Uh, a spune un principiu de bază al închinării. Noi suntem în România, vorbim despre contextul acesta în care Dumnezeu ne-a așezat. Noi, uh, întrebarea, a greșit Dumnezeu când ne-am născut în România? Dumnezeu niciodată nu greșește. Clar că nu a greșit. Slavule. dacă Dumnezeu ne-a ne uh, ne așezat în locul acesta, înseamnă că uh, știe El de ce și rolul nostru este să fim după vărul Dumnezeu și, de asemenea, să ducem mai departe cu ce ne-a dat El și cu ce suntem. Să ne punem la dispoziția lui să ducem și noi, să fim o lumină, așa cum spuneam mai devreme. Acest lucru se întâmplă și în capitolul Închinare prin muzică și aș vrea să tratăm și subiectul ăsta al, al conținutului, al cântărilor. Se observă foarte mult, deși noi avem o cultură muzicală bogată și vorbim inclusiv cântării inspirate din muzica clasică, cântări inspirate din folclor, cântări inspirate din multe lucruri, din doine, sunt care, care au fost compuse de oameni mari ai credinței din România. Da, Avem o paletă bogată. Toate genurile muzicale sunt acoperite. Dar, deși avem acest tezaur de cântări, în ziua de azi se merge foarte mult, se preferă foarte mult de generația tânără și de de fapt, de trend, că sunt oamenii consumatori, generația tânără, trendă... să face diferența între consumatori și cei care sunt trendsetteri, sau cum spunem, uh -huh. cei care dau tonul. Deci, cei care dau tonul, cei care uh, lansează, foarte mult se traduce ca Da? Se adaptează, se copiază. Sunt câteva uh, exemple în Statele Unite, unele chiar prin Australia, deci, practic, uh, tot, felul, tot felul de idei dintre acestea care. Poate sunt potrivite acolo, poate se potrivesc cu un anumit context din țara de origine, dar la noi sunt ca nu cam perete. Nu, nu mai fac că nu aduc niciun aport, dar chiar uh, duc pe care aceasta a, a închinări pe mulți dintre ai noștri. Da, de multe ori uh, uh, ne place ce este departe. Întotdeauna cei nu, de au fost apropiați. Exact. Și nu ne place ce, ce este aproape. Uh, am motivat și eu să motivez întotdeauna tinerii să se uite la cei care sunt aproape de ei. La frații uh, care poate conduc biserica, la cei care sunt uh, lideri de tineret, uh, cei care încă mai sunt pe scriptură. Ca așa, mulți se uită, dar se uită și poate nu mai au discernământul să să înțeleagă că lucrurile poate nu stau așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu Biblie. Acum, într-adevăr se copiază mult multe cover -uri. în secunda 1 ceea ce apare în America este și la noi și întrebarea și putem să o punem în seara aceasta este Duhul Domnului nu, vor, nu mai vorbește și în România? Sau nu mai vorbește și celor care poate sunt compozitori sau cei care fac muzică creștină românească? Eu cred că Dumnezeu dorește să mai vorbească și în, în ziua de astăzi românilor. Și um, sunt câțiva compozitori de actualitate care compun și încearcă cât de cât să aduc așa pentru spațiul nostru românesc um, muzică creștină românească, dar îmi dau seama că nu sunt promovați. Chiar vedeam zilele trecute pe social media erau și era o listă 10, 15 persoane compozitori, dintre care jumătate din ei eu am auzit de ei, dar nu știu dacă tinerii din ziua de azi știu cine mai sunt compozitori români în viață. Toți știm de Nicolae Moldoveanu, Moldoveanu, de fratele Nicolae Moldoveanu, care ne-a lăsat, chiar ne-a lăsat foarte multe cântări frumoase și, într-adevăr, nu mai sunt apreciate pentru că ne-am dus spre ce este departe. Și cu cât te apropii de, este, de ce este departe, îți dai seama cât de falimentar e lucrul acela. Iar răspund, săptămâna trecută, am văzut un studiu, multe biserici din America care au acest stil de închinare, sunt falimentare. De asta spun, cu cât te apropii, cu atât îți dai seama că nu nu, nu merită să să Dincolo ce vezi de show. Exact. De spectacol. Exact. Și rămâi cu un gust amar. Acum, pentru noi românii, îmi doresc și încă mai cred că Dumnezeu poate să vorbească compozitorilor români, pentru cei care fac muzică, să facă muzică de calitate și centrată pe, pe Domnul Isus. Doar să se lase uh, influențați de Duhul sau ce sunt și să scrie, chiar dacă poate nu e vizualizat atât de mult, Poate chiar dacă nu e în trend cu ce în America. Uh, cred că totul pornește de la inimă, până la urmă, închinarea ține de inimă. Și dacă ne interesează cu adevărat ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu, fiecare cântec, fiecare piesă, o poți lua și să vezi. Vorbește despre Domnul Isus, multe nici nu vorbesc, multe sunt atât de repetitive. Okay. Și îți dai seama, la un moment dat, ei, okay, și când merg cu mașina, nu zic că nu ascult ce mai apare ultime, doar ca să stai treaz, dar eu nu mă închid pe muzica aceea. Dar când sunt în biserică, trebuie să ne închinăm pe orice, orice cântare care este propusă bisericii să o cânte. Nu putem să venim cu lucruri care... Și dacă, dacă într-adevăr, chiar am nevoie de o muzică care să facă bum-bum, sau știu eu, apropo, o, găsi. o găsim și o găsesc una la unii care, într-adevăr, sunt profesioniști în stilul acesta exact. și prefer să ascult fără să mai să mă păcălesc că am ascultat muzică creștină sau știu o. Dar, de fapt, nu are nicio legătură cu creștinismul. Vorbim de biserică. Nu zic că lucrurile nu trebuie să făcute profesionist. Putem să le facem în privat sau, de exemplu, cei care suntem sau au formații, trupe. Da, trebuie să cânți profesionist, pentru că de asta ești trupă formație. Dar, acum, în biserică, în biserică e cu totul altceva. De asta trebuie să facem, cumva, diferența între... Bun. Uh, mai avem câteva minute. Beni, ai văzut că discuția da, se da. duce foarte. Timpul trece foarte rapid. Atât, vreau să încheiem cu un exemplu practic. spun în față o situație, și să-ți spui cum ai procedat tu astfel încât să fie, să spunem, și din punct de vedere biblic, și din punct de vedere al congregației, practic să ne întoarcem la ceea ce ne-am asumat. Că toată biserica trebuie să cânte, trebuie să se închine lui Dumnezeu, textul să fie cum Să zice că ai un program de duminică dimineața, da? suntem la întâlnirea Biserică o zi normală, fără invitat special, fără uh, un eveniment special, pur și simplu o zi în care suntem de-ai casei. Da? Asta înseamnă că sunt și tineri, și mai în vârstă, și familii, și căsătoriți, poate chiar copii. Uh, pe lângă cuvânt, și aici este un alt capitol al închinării, da, și vorbim de rugăciune și închinarea, sunt cântările pe care le folosim de, uh, de la începutul serviciului până la, poate, cântarea de final, rugăciunea de final. Cum vezi tu, să spunem așa, o organizare echilibrată, astfel încât nimeni să nu fie rănit, nimeni să nu plece de la biserică cu nimic, sau în care să nu aibă posibilitatea să zice: Băi, mi-am adus și eu astăzi contribuția. Din scaun, din bancă de acolo. Când vorbim de cântare, da? Acum că spui că nimeni nu va fi rănit sau să nu se deranjeze. E, cam, greu. Cam e greu. Cam greu cu lucrul acesta. Nu știi fiecare, dar... Da, suntem diferiți. De asta. Dumnezeu ne-a creat atât de diferit, uh, dar uh, în diferențele acestea pe care le avem, și fizice, și poate uh, uh, ale minții noastre, ne-a chemat să fim uniți. Ne-a chemat unitate în diversitate. În biserică se poate. Se poate lucrul acesta dacă vrem fiecare dintre noi. Acum, uh, programe de închinare am mai făcut. Și... Uh, Prietenii, tinerii, știu uh, că, în primul rând, uh, îmi doresc ca uh, program de închinare, cântările care sunt cumva să se lege și de predica care va urma. De multe ori întreb uh, pastorul ce, ce o să abordez, ca să știm. Uh, uh, Foarte ce... important, un principiu de bază, textul predicii sau, practic, cântarea trebuie să fie o continuare a textului cu, din cuvânt. Exact. Să nu fie... să fie o altă forma de prezentare a cuvântului. Așa este, nu să iei toată predica, dar doar cumva să pregătește audiența pentru, pentru mesaj. Acum, în fiecare cântare, că sunt 5-6 cântări. Am încercat de fiecare dată și într adevăr, copilași, tineri, bătrâni, adolescenți. Cumva să fie un echilibru. Niciodată nu mi-a lipsit să avem un imn într-o cântare, într-un program de închinare. Nu a lipsit, de exemplu, o cântare, poate a apărut acum, recent, într-adevăr. Te uiți pe text. pe text să vezi despre ce este vorba. Iar răspund, foarte mare atenție cu ce venim în biserică. Dar am încercat să păstrăm un echilibru pentru biserica locală, să spunem așa, să putem să ne închinăm cu toții. Poate uh, un frate sau o soră nu se poate închina pe muzica aceasta contemporană, dar se poate închina pe un nim. Se poate închina pe o cântare mai veche. Trebuie să aducem lucrurile... Mai vedeodioasă. Lucruri Știți mea... cum erau cântările exact. mai vechi. Exact. Uh, eu am primit sfaturi de genul impune stilul. Adică te duci într-o într biserică din provincie, nu, impune stilul. De ce să schimbi stilul? Uh, Dumnezeu ne-a chemat să fim frați și surori. Nu să venim să ne impunem noi în fața lor sau cumva să aducem noi ideile noastre, ci ceea ce ne-a dat Dumnezeu fiecăruia dintre noi, să putem pune în practică și împreună să fie, să fie închinarea adresată lui Dumnezeu. Uh, un alt sfat, uh, mai de ce trebuie să mă schimb eu pentru o anumită audiență dacă eu gândesc și îmi place, de exemplu, doar așa? Atunci, de asta spun, uh, devenim egoiști și nu mai înțelegem ce înseamnă acea unitate, acea uh, lucrare de închinare la care Dumnezeu ne cheamă ca toată congregația să poată să, să se închine Domnului. Deci cum văd eu un program de închinare, din fiecare să avem câte ceva. Că sunt patru, cinci cântări. Ok, ai o cântare, nu se supără nimeni. Dar atunci când există un program de închinare, cumva să, să ai din, să ai din fiecare repertoriu sau din fiecare linie, să zic așa, veche, imn, contemporan, chiar și pentru copii. Dacă da. vezi că sunt copii, la un moment dat mi s-a întâmplat să predic Cuvântul Lui Dumnezeu la evangelizare și m-am așteptat să vină oameni maturi și m-am trezit cu aproape 20 ceva de copii. A trebuit să schimb textul ca să pot să mă, sau schița predicii ca să pot să mă adresez acelor copii. Asta trebuie să ne uităm puțin. Asta este mare har din partea Lui Dumnezeu să-ți uh, să distingi și să iei decizii uneori chiar instant, în funcție de context. Uh, dacă vorbim de biserica locală, acolo să zicem că cunoaștem, da. ne știm, frați, surori, am crescut poate împreună. Dar când mergem o misiune, și acum uh, ni se întâmplă des să mergem o misiune, uh, nu știi la ce să te aștepți, apropo de contextualizare. Hai să vezi, cel puțin când mergi la sat. Oamenii au alt stil. Nu te-a pus să vii cu, știu cu uh, din astea pe care unii chiar ar putea să-i șocheze. Și din start, zice, ți ceva, ți-ai pus o barieră. Poți să predici tu cel mai tare. Poți să fii uh, cel mai prietenos. Ei pierdut pe oameni încă de la început. Așa că capacitatea noastră, și asta numai de la Dumnezeu, să avem, apropo, ne întoarcem iar la cuvântul cu care a început, înțelepciune. Asta trebuie să, fi, să vedem așa cum vede Dumnezeu lucrurile, cu ochii lui Dumnezeu, să vedeți oameni oamenii ăștia sunt așa, vin de la, sunt crescut, născut într-o biserică de țară. Oamenii când veneau seara la biserică, cel puțin în curs săptămânii, veneau de la câmp, de la vine. animale, de unde aveau fiecare ale lui. Noi chiar avem biserică mai târziu, pentru că oamenii să-și ducă, să-și așeze toate lucrurile pe acasă și veneau târziu la tunare schimba programul în funcție de cât veneau frații la doamne. nu că deci nu adaptam totul. Cântarea, ne întrebam ce cântare mai cântăm. Nu exista un standard. Toți contribuiam acolo. Și chiar aveam cântări când ne era dor de o cântare, o cântam din caiete, care nici măcar nu apărea. Deci, asta e. În momentul în care încercăm să impunem, indiferent că e un stil vechi, clasic sau un stil nou, când venim cu impunere, atunci nu mai este frățietatea și Armonia aceea de care spuneai la început. A, asta așa este, și uh, îți spuneam mai înainte cum am înțeles că trebuie cumva din fiecare. Este tot uh, din Colosentrici cu 16, partea a doua, care spune: Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalm, cu cântări de laudă și cu cânteri duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Nu zice aici: Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții doar cu psalm sau doar cu cântări de laudă. Nu, de asta, pentru că Dumnezeu știe ce are nevoie fiecare dintre, dintre frații și surorile noastre. Și dacă suntem puși în postura de a conduce un program de închinare, trebuie să ne gândim la cei din, pe care îi slujim până la urmă și da, nu trebuie să ne impunem. De multe ori, dacă plecam într-o biserică pe care nu o cunoșteam, întrebam ce fel de oameni sunt acolo, ce fel, pentru că mă interesează. Atunci când te interesează, pui întrebări. Când nu te interesează, nu pui întrebări. Te Puri duci și, mă te duci Ce faci spectacolul. Mir, da, te miri de ce nu este sau de ce nu... De ce lumea poate este așa... Se uită așa prin tine sau... Da, da. Să, de obicei, uh cei care fac lucrul acesta să spună sunt legali sau știu eu, sunt... Uh, este miseri. foarte ușor să judecăm, dar... Și să le punem etichete. Da, să punem etichete. Uh, poate cei legali spun că sunt ceilalți sunt prea libertini, libertinii spun că sunt ceilalți legaliști. Nu, Dumnezeu ne cheamă în această lume, cumva împreună să facem lucrurile. Uh, dar această unitate o dă doar uh, Șerfa Domnului Isus, atunci când ești născut din nou, când înțelegi lucrurile acestea, ești altruist, lași de la tine, înțelegi lucrurile. Da, închinarea trebuie să treacă pe la cruce. Adică, de multe ori, închinarea trece prin mințile noastre, prin poate porii noștri, dar nu trece pe la cruce ca să înțelegem ceea ce a făcut Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Și. Ne miram sau ne gândim de multe ori, mai, dar am ajuns la biserică și ce am cântat. Că te duci acasă și te gândești, mai, dar ce am cântat în seara aceasta? Sau ce s-a predicat? Poate nu s-a predicat uh, Cuvântul lui Dumnezeu, s-a predicat un speaker motivațional sau s-a cântat alte cântări care nu au de-a face cu, cu, cu Domnul Isus. Uh, Dumnezeu este un Dumnezeu al, al rânduielii, dar în același timp este și un Dumnezeu care ne învață ce înseamnă închinare, ce înseamnă pe toate domeniile vieții, unde nu găsim un răspuns sau poate ne mirăm că nu avem un răspuns, îl găsim în cuvânt. Meni, am mai putea discuta despre lucrul acesta, n-am uh, fi vrut să mergem și în zona aceasta acum, dar cu siguranță vom continua, vreau despre cei dezamăgiți de închinare, cei care pleacă dintr-o biserică, sunt niște aspecte pe care le tratăm, sunt practice, ne și cu așa lui Dumnezeu și cu disponibilitatea ta de a veni la noi în studiu, aș vrea să continuăm discuția aceasta, pentru că vreau să tratăm, să nu lăsăm doar așa în a prezentat cele două variante și de a pune, vreau să vedem că sunt oameni care au trecut pe aici, oameni care au fost dezamăgiți, oameni care au fost răniți, oameni care poate încă își caută locul. Și ar trebui să găsim tot așa, plecând de la un model echilibrat, biblic, să vedem cum putem să ieșim să nu se uh, cumva bucure cel rău de nimeni dintre ei noștri, doar pentru faptul că într-un anumit loc s-a întâmplat sau nu s-a întâmplat ceea ce ar fi trebuit să se întâmple. Da, uh, nu știu dacă mai avem timp, doar pe scurt. Te rog. Există o imagine în Cuvântul Lui, lui Te rog. Dumnezeu în Vechiul Testament, atunci când Elie era împreună cu uh, cei care erau dușmani și cumva voiau să arate, mai unde e Dumnezeul tău. Și uitându-ne la această scenă, am văzut oamenii care și de asta spun, ne uităm la imaginile acestea. Au existat și în Vechiul Testament. Și imaginea aceasta a fost imaginea lui Ilie cu oamenii care dansau în jurul vițelului, să -l, să -l cheme pe acel zeu al lor. Ca să dea foc. Pe bal. Și dansau, cântau, uh, uh, făceau incantații. îi făceau incantații, ceea ce seamănă foarte mult cu ce se întâmplă în ziua de astăzi. Și când au iurit, așa cum ne spune Sfânta Scriptură, vine Ilie și face un lucru. Vine Ilie și se roagă înaintea lui Dumnezeu. Și atunci când se roagă, se pocăre focul din cer și le arată la toți că acela este Dumnezeu adevărat și viu. Adică Ilie nu a venit cu scene, cu manifeste, nu. A venit cu ce? Cu o rugăciune înainte lui Dumnezeu. Dumnezeu și Dumnezeu și-a arătat slava și -a singur. și -a arătat slava singur. De asta Dumnezeu ne cheamă să fim simpli. Ne cheamă să fim diferiți față de lumea aceasta. De multe ori se zice antol, antol, dar uite că în ultimele luni îmi pare rău că unii ne zic uite că aveți și voi antoldul vostru. Și pocăiți-vă antoldul lor. Și Dumnezeu să ne cerceteze pe fiecare dintre noi, pentru că Dumnezeu ne iubește și dorește să ne închinăm în duh și în adevăr. Asta suntem chemați. Amin, zic cu toată puterea. Benis, mulțumesc foarte mult pentru discuția din seara aceasta. Vom mai continua cu discuția pe tema închinării, chiar o să mergem puțin și în zona cuvântului, pentru că și aici avem slujim și tu și eu, slujim și prin cuvânt, nu numai prin media. Așa că avem ce să spunem. Încercăm să facem tot ce se poate astfel încât să încurajăm pe cei care ne urmăresc și să tragem și un semnal de alarmă, dar și o încurajare că încă mai este har, încă este spațiu de întoarcere de către Dumnezeu și de, corec, de a ne corecta până la urmă, că toți ei avem ale noastre. Nu dăm cu parul, nu acuzăm pe nimeni, nu judecăm, ci din potrivă suntem aici să ne. Uh, uităm în Sfânta Scriptură și împreună să găsim calea și uh, să spunem, voia lui Dumnezeu, cu privire la ceea ce trebuie să facem. Veniți, mulțumesc, te uh, încurajez să faci ceea ce facem, continuare, să slujești, să fii implicat în biserică, în misiunile care Dumnezeu te-a chemat în, de și, de asemenea, în lucrarea media, Dumnezeu să-ți dea uh, uși deschise, să mărturisești Evanghelia mm. și, de asemenea, uh, să rămânem drepți, vertical și o lumină pentru cei din jurul nostru. Amin. Amin. Și la fel și ți îți doresc toate lucrurile pe care mi le-ai spus, la fel ți le și, și ție. Spunea cineva îți, do îți doresc ce îmi dorești și tu mie. Acum. Pentru că știm că ne dorim numai bine atât cât Dumnezeu ne îngăduie să avem în viața noastră. Timați prieteni și dumneavoastră vă mulțumim, vă binecuvântăm și până data viitoare noi vă spunem la revedere!